Ne aflăm în magazinul Diego din Timișoara. Eu mă numesc Florian Ghelea și sunt partenerul de franciză. Am deschis acest magazin în urmă cu 5 ani de zile, pe o locație de 300 de metri pătrați. În scurt timp ne-am dat seama că are un potențial extraordinar și ne-am extins, efectiv ne-am dublat suprafața și stocul de marfă. Am găsit locația respectivă, unde anul acesta facem un an de zile. E o locație nouă, o clădire nouă, la artera principală, iar vânzările au crescut semnificativ. Lucrez de 20 de ani în departamentul de vânzări și am căutat de foarte mult timp să facem o afacere proprie. Am tot căutat, nu am găsit. Printr-o cunoștință am ajuns la Diego. Era ceva nou pentru noi. La scurt timp am intrat în discuții cu cei de la Diego, de la centru. Ne-au ajutat în a găsi cea mai bună locație. În plus am primit un ajutor foarte mare pentru formarea echipei din magazin. Au învățat programul, au primit toate detaliile despre produse, datele tehnice, modalitate de calcul, modalitate de vânzare, abordarea clientului. Personalul a învățat programul pentru a putea căuta produsele în program, pentru a putea factura. Pe lângă toate acestea, am mai primit și un sprijin foarte important financiar. Mijloacele fixe au fost facturate și plătite în timp. Am primit un ajutor substanțial de marketing, am ales locațiile împreună, mi s-a propus cea mai bună variantă de marketing, mixul de marketing. Foarte mulțumit de acest parteneriat. Diego îți oferă know-how-ul pentru această franciză de la A la Z. Aici putem să vorbim de logistică, unde în 2 sau 3 zile primim marfa de la data plasării comenzii. Stocurile de marfă sunt suficient de mari, aproape la toate produsele. Logistica este gratuită, ajunge într-un timp foarte, foarte rapid. Dacă ar fi să faci singur această afacere, nu este posibil. Deoarece sunt foarte multe departamente, iar Diego are aceste departamente foarte bine puse la punct. Aici mă refer la departament de logistică, departament de facturare, departamentul economic, departamentul de marketing. Tu, ca și o persoană, nu ai putea să faci aceste lucruri. Sau chiar dacă ai încercat să le faci, nu ai experiența, nu ai capacitatea de să faci fiecare acțiune în parte. Vorbim puțin despre partea de marketing. Tu ai o idee, o transmiți mai departe către colegii de la centru. Ei te ajută, îți oferă soluțiile. Nu întotdeauna ceea ce gândești tu sau ceea ce vrei tu nu este cea mai bună idee. Dar consultându-te cu colegii de la marketing din Ungaria, întotdeauna au ieșit și am primit cele mai bune soluții. Aș vrea să enumer câteva puncte forte ale acestei colaborări. Diego este un nume internațional, este în 3 țări. În România are în jur de 40 și continuă să se dezvolte. Fiind așa multe magazine, rulajele de marfă sunt foarte mari. Din această cauză, prețurile pe care le avem spre la vânzare către clienți sunt foarte bune. Faptul că am deschis anul acesta al doilea magazin în orașul Arad arată faptul că eu cred în acest business, sunt mulțumit de rezultatele care ni le-a adus pe cele două planuri, financiar și profesional. Spun cu mândrie că o parte dintre foștii noștri angajați care au lucrat, care au învățat în magazinul nostru ceea ce înseamnă Diego, au plecat și-au deschis la rândul lor magazine Diego, în Sibiu și Mediaș.
Periodic, la un interval de 2 luni, ne întâlnim cu colegii din Ungaria, cu ceilalți parteneri de franciză din România, unde dezbatem foarte multe teme legate de acest business. Este o întâlnire binevenită, unde venim, ne adunăm, ne spunem ideile, ne spunem părerile, ne le împărtășim și din toate aceste lucruri iese ceva bun întotdeauna. În această afacere poți să te simți liber ca într-o familie. De ce spun acest lucru? Avem două sărbători anuale. Ambele se țin în Ungaria. Unul este pentru toți angajații care lucrează pentru Diego, mă refer în toate cele 3 țări, din toate magazinele. În acea zi, toate magazinele închid și merg împreună cu colegii la acea sărbătoare. De Crăciun avem din nou o sărbătoare, o festivitate, tot organizată de centru, în Ungaria, unde sunt invitații partenerii din toate cele 3 țări. Atunci se semânează premiile, în funcție de rezultate care le-a avut fiecare. Nu este un business ușor, dar este un business frumos.